Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol sau pomicol. E o linie de finanțare pe care poate o parte dintre dumneavoastră o cunoașteți sub denumirea de 9.1, cum ea a fost denumită. Ea e o linie mai specială, să spunem așa. E gândită pentru a încuraja constituirea grupurilor de producători și comercializarea în comun a producției agricole, ce implică a depune o cerere de finanțare pe această linie este a obține un aviz de recunoaștere din partea Ministerului Agriculturii. Aviz de recunoaștere care se obține în urma unui dosar depus la Direcția Agricolă Județeană, de acolo merge la minister și apoi se emite acel aviz. Toată povestea asta durează între 30 de zile și 60 de zile, depinde cum vă mișcați dumneavoastră de repede. 30 de zile, termenul minim posibil. Cum funcționează ea? Să presupunem că vrem să ființăm un grup de producători pe sectorul de tomate, dau un exemplu. Presupunem că suntem 5 fermieri care ne hotărâm să constituim un grup de producători. Mergem, depunem documentele prin care demonstrăm la Direcția Agricolă că avem baza de producție corespunzătoare a produce o anumită cantitate estimată de tomate. După ce primim avizul de recunoaștere și depunem cerere de finanțare în care povestim despre un plan de afaceri în care explicăm obiectivele noastre comune și modul în care ajutorul pe care noi îl solicităm va deservi obiectivele noastre comune, vom primi într-un mod, să zicem, într-un procent degresiv, în primii 5 ani de la înființare, un anumit procent din valoarea producției comercializate. Când zic valoarea producției comercializate, mă refer la valoarea tomatelor comercializate sau la valoarea produselor pentru care am obținut recunoaștere. Că vorbim de lapte, că vorbim de carne, că vorbim de tomate. Dacă noi avem, să zicem, aceste tomate, că le-am luat ca titlu de exemplu, în primul an vom primi o bonificație în cuantum de 10% din valoarea producției comercializate, în anul 2 vom primi 8%, în anul 3 6%, în anul 4 5%, iar în anul 4 5%, iar în anul 5 4% din valoarea producției comercializate. Deci așa cum vă spuneam eu, e un procent degresiv. Alocarea pe sesiune este infimă, dacă mă întrebați pe mine. Avem 11 milioane, aproape 12 milioane de euro pe această sesiune. Valoarea maximă per fiecare solicitant este de maxim 500 de mii de euro, cu condiția să nu depășesc pe niciunul dintre ani 100 de mii de euro. Deci, cu alte cuvinte, chiar dacă eu voi vinde în primul an marfă, produse, tomate în valoare de 2 milioane de euro, eu nu o să primesc 10%, adică 200 de mii de euro, ci o să mă opresc în plafonul maximal de 100 de mii de euro. Ce ar mai fi la nivel de principii de selecție? Vom fi favorizați cu cât numărul de producători membri e mai mare, cu atât vom sta mai bine în punctaj. Vom avea de asemenea avantaje grupurile de producători cu membrii care au exploatații cu dimensiuni reduse și vom avea din nou câștig de cauză producătorii care vom avea soiuri cu rezistență genetică la boli și dăunători. Nu mă întrebați care sunt acelea, că nu o să știu să vă răspund. Am văzut aici că avem o întrebare. Dacă există vreo restricție în cazul înființării de către persoane care fac parte dintr-o cooperativă? Nu. Multe cooperative care și-au obținut avizul de recunoaștere pentru ca fiind grup de producători. Deci nu se exclude reciproc calitatea de cooperativă cu cea de grup de producători. Am și o întrebare. Vă ascult. E doar pe tip de produs sau se poate face grupul de producători și pe mai multe tipuri de legume?
sau flop. Avizul de recunoaștere se poate obține pe o gamă mai largă, să zic. Nu așa de îngustă cum am oferit eu un exemplu cu tomatele. Deci poate Ok. să fie o gamă mai largă. Iar prin grup de producători se înțelege nu neapărat cooperativă sau asociație. Nu neapărat. Deci trebuie doar să fie recunoscută de direcția agricolă a județului respectiv, dar în baza unor Se face o condiții. documentație, da, pentru avizul de recunoaștere. Documentația se depune la Direcția Agricolă, dar mai apoi ea este transmisă la minister, unde parcurge din nou o verificare, iar mai apoi se obține avizul. Ok, am înțeles. Și acolo, na, probabil o să fie decisive suprafețe, producții din anii Acum, precedenți. dacă mă întrebați pe mine, micii producători, chiar dacă sunt punctați aici, le va fi destul de greu să ajungă la o sumă care să li se merite să aplice pe această linie de finanțare. Pentru că să presupunem că avem noi 10 fermieri, fiecare vinde de 10.000 de euro pe an, facem un 100.000 de euro valoare producție comercializată, avem un 10% care e un 10.000 de euro pe an, ne ajută. Distribuiți în mod egal câte 1.000 de euro la fiecare, sau în funcție de Da. cât a participat la. Da, sau achiziționăm un echipament care să deservească interesele comune ale tuturor membrilor. Dar nu e o mare realizare, dacă e să Așa e. fim deschiși. Da, doar am vrut să înțeleg mai bine Principiul pe care funcționează, conceptul. da, sigur. Mulțumesc. Dar acum acasă, concret, pe roa, acum se pot exclude procesatorii din roa, dar pot să rămână producătorii de vegetale, fructe de pădure, chestii de genul ăsta, nu? Da. Și, practic, dacă sub umbrela roa se face grupul ăsta recunoscut de Ministerul Agriculturii, practic se iau în considerare doar vânzările din cadrul întâlnirilor ROA sau toate vânzările producătorului respectiv? Nu, funcționează în felul următor. Se ia fiecare factură pe care producătorul o emite către veriga finală și trebuie să se determine o corespondență cu factura verigii finale din grupul de producători către terți. De exemplu, dacă luăm, să zicem, luăm o cooperativă agricolă, da? Pentru cultivatori de legume. Cum se verifică trasabilitatea? Avem 10 producători de legume, să presupunem că eu sunt unul dintre ei. Eu am vândut 10 tone de cartofi. Pentru a verifica dacă producția comercializată de către cooperativă provine doar de la membri, se verifică toate facturile membrilor care au vândut către cooperativă anterior. De exemplu, dacă membrii cooperatori au vândut 100 de tone de cartofi, dar cooperativul au vândut 110, mi se va calcula numai pe acea 100 care vine de la membrii grupului de producători. Am Și pe lângă asta, noi suntem o cooperativă care ne-am tot interesat acum. Pe lângă asta, trebuie să mențineți vânzarea, adică în primul an trebuie să aveți 50% vânzare din producția totală pe produsul respectiv, în al doilea an 55%, în al treilea 60%, 65%, 70% și tot să creșteți până Acum, ajungeți undeva la 80% și să nu mai scădeți de acolo, pentru că altfel se. pierdeți avizul de Da. recunoaștere, da. Da. Deci nu e chiar simplu, dar poate fi ținut sub control cu. Da, Da. necesită o muncă de secretariat sau de contabilitate, cum vreți să spuneți, destul de laborioasă. Deci dacă ne gândim la o entitate care emită foarte multe facturi mărunte, deci imaginați-vă că e o muncă de bătrân chinez care trebuie să aibă răbdare să ia fiecare facturică și să o, să zic, urmărească atât dinspre producător spre cooperativă, cât și dinspre cooperativă spre consumator. Noi am trecut pe cooperativa noastră, am vândut tot 100% ce am avut, grâu dur, grâu, porumb, undeva peste 200.000 de euro, să înțeleg că ne putem constitui și în grup și să facem avizarea asta ca să primim procentul.
Da, Deci nu da. vindem prin cooperativă că avem interes să vindem producție cât mai mare, adică Da, la un da, da. produs mai Puteți. mare, prețul e mai bun. Puteți. Acum nu vreau să vă fac o speranță extraordinar de mare, că nu excludem, de exemplu, ca la momentul în care avem ghidul consultativ, să fie punctate mai bine, de exemplu, sectorul de legume decât cel de cereale. Nu exclud asta. Dar ce zic, de pierdut nu aș putea zice că aveți dacă încercați. Mulțumesc!